Dragilor, bună seara! Mă bucur să fiți pe Hello Sănătate TV pentru un episod interesant și adecvat orei la care ne întâlnim, pentru că, iată, seara este un fel de timp pregătitor pentru mâine și este foarte indicat să ne gândim la o meditație, la o rugăciune, la o stare de pace și tocmai despre acest subiect vom vorbi un întreg episod cu Gena Rusu, terapeut și multitasking în zona dezvoltării personale, însă îmi face atât de multă plăcere din tot Facebook-ul să-i aud vocea caldă dimineața până la 6:30 și uneori seara și cu programe absolut deosebite. Și am decis amândouă că e bine să vorbim pentru dumneavoastră despre influența meditației asupra metabolismului, pentru că suntem pe un canal de sănătate și conectăm toate informațiile chiar din sferele holistice cu starea noastră de sănătate. Așadar, bine ai revenit, Gena, alături de noi. Bine te-am regăsit, mă bucur foarte mult că sunt alături de tine și că am prilejul să vorbesc despre meditații și despre transformările pe care le poate produce ea chiar la nivelul corpului, la nivelul celulei. Păi mă gândesc că văd că numărul tău de follower crește impresionant și munca ta dă roade extraordinare și mă bucur nespus pentru că aproape de fiecare dată în emisiune am început să vorbesc despre interconectivitate și dacă o masă de oameni începe să se simtă mai bine, impactul se răsfrânge asupra colectivității. Așadar, dacă vei crește o comunitate de oameni care meditează, se roagă, devin conștienți de sine, își îmbunătățesc starea de interioară, cât și starea de sănătate, atunci numai bine, iată că un fel de bine începe să se răspândească asupra tuturor. Așa. Pentru că meditezi foarte mult și ai un program de o consecvență impresionantă. Ai început, nu știu, acum câte luni, poate s-a făcut anul, în care oferi meditații gratuite pe wall-ul tău pe Facebook. Ai și programe. Care ar fi realmente aplicabilitatea meditației asupra unor suferințe fizice? Pentru că oamenii poate intră doar ca să se destreseze sau doar de curiozitate, însă poate că ai cazuri în care chiar s-au întâmplat niște miracole. Așa este, primesc destul de des, uneori și în fiecare zi, mesaje de la cei care fac meditațiile mele gratuite, așadar neapărat, și din când în când meditează împreună cu mine, iar starea lor fizică se îmbunătățește. Am primit mesaje, o anemie, spre exemplu, care a fost tratată ani întregi în spital, cu chiar persoana respectivă era internată periodic din cauza anemiei, pentru că a meditat în fiecare dimineață și pentru că a înțeles că este nevoie să-și schimbe și alimentația, așadar nu doar meditație, dar și alimentație. Și a avut foarte multe conștientizări în ceea ce privește structura interioară, echilibrul interior, nevoia de a avea acest echilibru interior și de a renunța la ceea ce o împiedica să aibă acest echilibru. În câteva luni s-a reglat anemia. Au fost chiar câteva persoane care mi-au scris despre anemie. S-a întâmplat. Ba mai mult, cineva îmi spunea că n-a reușit niciodată să doneze sânge, dar pentru că un coleg de serviciu avea nevoie de o transfuzie, a vrut și ea să contribuie și a anunțat că ea este anemică și niciodată nu i s-a permis să ofere sânge, dar analizele au arătat că starea ei de sănătate este perfectă și a reușit să facă asta pentru prima dată. Minunat. În viața ei. Hai să... Cuvântul meditație e un cuvânt foarte mare, e așa ca un forum, știi, așa ca un univers și înainte ca români și terapeuți români să înceapă să facă diverse tipuri de meditație, pentru că există enorm de multe feluri de meditație, dinamică, mindfulness, fel de fel de meditații de toate tipurile, oamenii plecau în retreat-uri ca să se ducă în India, că numai acolo se meditează corect, că e... acolo trebuie să fie întrunite niște condiții. Din punctul meu de vedere, eu pot medita și singură deseori, câteva minute chiar și în trafic și cu muzică și cu lume pe lângă mine, adică meditația este o stare a conștiinței din perspectiva mea, așa cum o să te rog să vii tu cu informații mult mai specializate, o stare pe care tu poți să o obții ghidat, poți să o obții și singur în funcție de cât de vechi practicant ești,
astfel încât să faci niște corecții în interiorul tău și, bineînțeles, dezideratul suprem și aspirația noastră cea mai înaltă, conștientizarea. Pentru că dacă noi începem să devenim conștienți, așa cum și pacienta pe care ai menționat-o, încep deja să te duci structural până la problema care o ai, pentru că noi prin probleme primim informații despre situațiile care nu mai sunt benefice, ok, în corpul nostru. Da. Și atunci, pentru că am văzut că tu ai tot felul de meditații țintite, foarte precise, adică de la somn până la reglarea relațiilor, până la alt tip de conștientizări, până am văzut și la aspectele care țin de relația cu finanțele, toate sunt legate de niște trigări interiori, da, pe care noi nu îi cunoaștem. Da. Și atunci vreau să-mi descrii ce înseamnă pentru tine meditația, cum ai ajuns să o oferi celorlalți atât de plăcut și atât de eficient și pentru cineva care încă nu meditează, care ar trebui să fie declicul care să-l ducă pe această, pe această călătorie, pe acest drum? Îți mărturisesc că am fugit și eu de meditație câțiva ani buni. Ajunsesem la concluzia că este important pentru mine să meditez și citisem despre meditație, despre efectele ei, însă ceva parcă mă reținea, mă oprea, mă gândeam că nu e pentru mine, că e ciudat să meditez. Până când, mi-aduc aminte, era, cred că de solstițiu de iarnă, într-un an, am simțit nevoia să meditez. Deci și momentul pe care l-am ales a fost unul cu o încărcătură energetică puternică și atunci am simțit imediat efectele energiei care curgea prin mine. Uh-huh. Mi-a plăcut atât de mult starea pe care am dobândit-o după cele 10-15 minute de meditație. Practic, ce am făcut? Am stat în interiorul meu, am închis ploapele și am stat cu mine și m-am cercetat, m-am analizat, dar nu cu ajutorul minții conștiente care judecă și critică și ceartă, ci pur și simplu am lăsat să curgă niște gânduri, niște emoții care prin această curgere foarte simplă, de fapt au ieșit din corp, mm-hmm, și corpul meu s-a încărcat cu o altă energie curată, pură, și atunci starea mea s-a îmbunătățit. Chiar acestea sunt cuvintele cu care și începi, cu bucurie, puritate, adică pui, pentru că întâi a fost cuvântul, de ce să nu ne referim la lucruri foarte concrete? Rulăm programe mentale prin cuvintele pe care le pronunțăm. Categoric. Și atunci, de ce să nu ne alegem cuvintele cu care începem o meditație, un salut, o zi, cu care încheiem o seară? Sigur, sigur. Și de aceea felul în care le punem într-o operă meditativă, într-adevăr, ne despovărăm. Curge prin noi, se duce în jos, în așa străfunduri este, sau se duce spre cer, depinde. Da, da, și se transmută. E nelimitată. Sigur. Situația asta de a medita, adică nu cred că poate să vină cineva să ne contrazică că nu, meditația voastră nu e bună, e bună doar a mea. Absolut orice formă de întâlnire cu sinele, de detașare, de punere în poziția asta de observator, deja te pune într-o stare meditativă și de acolo poți să înceapă o călătorie foarte frumoasă, cea mai frumoasă, eficientă, vindecătoare și așa mai sigur, departe. Sigur, sigur, și este foarte important să rezonezi cu tehnica meditativă, cu metoda aceea, cu ghidarea, cu vocea. Cu este vocea, foarte important, da, pentru că altfel nu rămâi acolo în meditație. Mm-hmm. Meditația poate fi ghidată sau poți să alegi tu să stai cu tine, așa cum mi s-a întâmplat mie prima dată. Și apoi mi-am dat seama că prin intermediul gândurilor care rulează în timpul meditației și care sunt mult mai încete, deci frecvența lor este mult mai lentă decât atunci când suntem în stare beta, când nu suntem în stare meditativă, mă ajută să conștientizez, să înțeleg care sunt acele convingeri mentale limitative care e nevoie să fie înlocuite. Cu ce le pot înlocui? Cumva vine inspirația de undeva, de la sinele nostru vine. Dar nu știi la început că acele, să zic, le zicem așa, sfaturi bune vin de la sinele tău. Vin din simplul fapt că tu conștientizezi ce nu-ți mai este folositor.
Există studii foarte clare, studii științifice, care demonstrează o legătură clară între meditație și felul în care metabolismul nostru lucrează în favoarea sau în defavoarea noastră. Și aș vrea să împărtășești cu noi din aceste studii, că mi se par extrem de interesante, tocmai pentru a aduce lumea științifică în această lume holistică, pentru că ele încep să-și dea mâna, iată, din ce în ce mai mult. Nu le mai putem diferenția, nu putem decât să le aducem împreună, să facem muz de ambele, pentru că asta ne face să fim compleți, până la urmă, împliniți. Da, exact, împliniți. Da, sunt foarte multe studii, nici nu știam că sunt atât de multe studii, dar pentru că m-am pregătit pentru emisiunea ta, am aflat că sunt peste 3000 de studii care demonstrează eficacitatea meditației și cât de multe îmbunătățiri în diverse zone ale vieții, dacă vrei, dar și în corp se produc prin meditație. Și explicația științifică este că în primele minute, în starea aceea de relaxare, încetinește ritmul cardiac, încetinește tensiunea arterială, scade, încetinesc bătăile inimii, în așa fel încât se creează, eu spun așa, că în acele momente mintea conștientă doarme și rămâne treaz subconștientul, care scoate la suprafață tot ceea ce ai tu nevoie de eliberat în momentul acela. Explicația științifică este dată de aceste informații date, care arată cum reacționează corpul în momentul în care se relaxează prin meditație. Inspir și expir diferit decât atunci când ești într-o altă stare, decât cea meditativă, și asta face ca oxigenul să pătrundă mult mai adânc în celulele tale. Și de fapt, o oxigenare celulară. Da, este oxigenare datorată acestui ritm încetinit. Da. Celulele dispun de două cicluri, unul anaerobic și unul aerobic. Ce înseamnă anaerobic? Metabolismul care se produce în lipsa oxigenului și aerobic, metabolismul care se produce în prezența oxigenului. Atunci când nu respiri amplu și când mai ai și activități zilnice care consumă foarte mult din energie, din țesutul, din resursele interioare, metabolismul se produce în lipsa oxigenului, ceea ce produce foarte mult acid lactic, care evident este acid, da? Nu este favorabil. Prin procesul de aceea, acum intrăm și în partea aceea cu aciditatea și alcalinitatea. Da. Pentru că aciditatea interioară, adică nu e neapărat vorba de o analiză a pH-ului sau acum că ne facem analize de sânge să ne verificăm imediat după meditație, dar cumva este și logic că ne otrăvim singuri prin gândurile, prin respirația incorrectă, adică sunt lucruri pe care cumva le știm. Însă dovedite științific, adică pe oameni care s-au făcut măsurători înainte, după, în timpul, reies cifre exact cu cât la sută îți încetinezi bătăile inimii. Exact. Dacă le ai, poți să le și citești. Spre exemplu, consumul de oxigen scade și de asemenea consumul de eliminarea de gaz carbonic scade și atunci, deși scade consumul de oxigen, pentru că inspir mai lent, crește eliminarea gazului carbonic în faza de relaxare, în așa fel încât eliberezi mai mult dioxid de carbon, mai mult decât detox. Exact. În timpul meditației. De asemenea, această eliberare de eliminarea gazului carbonic se păstrează și după meditație, după ce închei, ieși din meditație, continui să beneficiezi de acest proces de eliberare. În afară de asta, mi-am mai notat că era ceva foarte interesant în legătură cu acidul lactic în timpul relaxării. Este undeva la 11,4 mg pe oră, iar în timpul meditației ajunge la 8 mg pe oră. Deci în timpul meditației profunde. La începutul meditației are aceste valori, iar în timpul meditației ajunge la 8 mg pe oră.
Alte studii arată că dacă meditezi 20 de minute pe zi și ești atent la respirație, nu faci nicio altă metodă, tehnică specială de de meditat, ci doar prin atenție la respirație, inspiri amplu și expiri amplu, 20 de minute pe zi, scade riscul de a face atacuri de panică, de a face depresii. Și dacă au fost studii făcute pe copii, 200 de copii din Belgia au participat la un proiect în care s-au făcut aceste exerciții de respirat, iar efectele acestor exerciții s-au văzut și la 6 luni după încheierea programului. Da, foarte interesant. În trecut, lucrurile astea cumva se petreceau natural. Acum, din ce în ce mai multă nevoie avem de un tip sau altul de meditație, pentru că suntem constrânși să stăm mai mult timp în casă. Noi nu mai respirăm corect pentru că de câte ori ieșim pe stradă purtăm mască. Deci deja este, metabolismul nostru este foarte grav influențat și impactat de noile comportamente și de noile obișnuințe dictate de perioada pe care o parcurgem. Așa de este. Aceea, seara cu geamul deschis, dimineața cu geamul deschis, singur sau cu meditație ghidată, cu facilitator sau fără, este clar recomandat să ne facem un timp pentru a face un exercițiu de respirație, pentru că nu e mare lucru să vizualizezi cum îți intră aerul, cum îți iese aerul. Sunt fel de fel de meditații, că e lumină, că elimini cenușă, că e auriu, că e argintiu, că e alb, nu știu de care. Indiferent cum este, este bine că tu îți muți atenția, lași noianul acela, norul acela imens de gânduri la care suntem conectați tot timpul și grijă, da, lași și te duci doar pe o culoare, doar pe pe o acțiune care este de altă natură, da, total diferită de ce faci restul zilei. Așa de aceea e mai ușor cu facilitator, că dacă tu vorbești și cineva aude vocea ta, dintr-o dată se decuplează, adică e mult mai ușor să rămâi. De aceea puterea grupului este foarte importantă. E importantă, da, mai ales la începuturile celor care n-au meditat, da, niciodată. Da, și într-adevăr se creează o energie de grup foarte puternică și fiecare este susținut de această energie, uh-huh, de grup. Foarte interesant este că aceste momente de meditație, aceste meditații ajută la dobândirea unei stări de echilibru interior, unei stări de bine, la o capacitate mai mare de concentrare, de atenție. Chiar s-au făcut studii și în acest sens, la capacitatea de a menține atenția în prezent, în timp ce în timpul meditației erau, nu știu, pronunțate anumite cuvinte sau spuse anumite expresii, capacitatea de atenție a celui care era obișnuit să mediteze era suficient de puternică de aici în prezent încât auzea toate cuvintele. Unii dintre cei care nu erau obișnuiți să mediteze, zburau gândurile în mii de direcții. Exact, da. Și erau blocate de un cuvânt care era un trigger pentru o anumită amintire, emoție. Și astfel nu mai era în prezent. Așadar, meditația ne poate ajuta să fim în prezent. Ce înseamnă să fii atent aici și acum în prezent? Înseamnă să-ți folosești toate resursele pe care le ai la dispoziție și de care ai nevoie ca să-ți construiești o viață așa cum îți dorești. De obicei, noi suntem ancorați în trecut, în energia trecutului, în energia suferințelor din trecut. Și astfel nici măcar nu ne dăm seama că noi trăim în trecut. Sau, dacă fugim de trecut, ne ducem către viitor la toate planurile și proiectele care vrem să vină în viața noastră, dar vrem să vină din energia fricii de a nu trăi dezamăgirile sau suferințele pe care le-am tot trăit. Și atunci noi nu suntem aici în prezent. Nu ne folosim, nu ne bucurăm de resursele pe care le avem la dispoziție ca să creăm tocmai acel viitor pe care ni-l dorim, fugind în viitor. Și atunci meditația ne ajută să ne conectăm cu toate resursele noastre interioare, care înseamnă gânduri pozitive, înseamnă emoții pozitive. E ușor să spui, hai, gândește pozitiv de astăzi, nu mai gândești negativ, gândești doar pozitiv. Dar ce te faci când peste tine năvălesc acele zeci de gânduri și sute de gânduri? E dovedit științific faptul că mintea omului rulează
60-70 de mii de gânduri pe zi. Iar din aceste 60-70 de mii de gânduri pe zi, toate 90% sunt cele de ieri. Da. Da. Da, așa este. Și atunci este nevoie să faci un pas în lateral. Și acest pas în lateral pentru a observa este făcut în timpul meditației, pentru că încetinește activitatea cerebrală. Da, e minunat să ai aceste momente de conștientizare și una din oportunitățile acestei pandemii este că stăm mai mult acasă și avem timp pe care înainte nu-l aveam, pentru că de obicei, dacă ne uităm, ne place să ne uităm în trecut și comparăm cu prezentul, în trecut erau alte oportunități, te duceai la festivaluri, te plimbai, călătoreai mai mult, interacționai social mult mai mult, erau 7 miliarde de evenimente unde îți pierdeai timpul sau mai nu știu ce, networking, știi cum se numeau, și care aveau rostul lor pentru acel timp. Acum, în schimb, avem mult mai mult timp de petrecut acasă. Iarăși, poți ales să te uiți la filme pe Netflix, să vezi toate seriile Pământului, sau poți să citești sau să te uiți la documentare sau la mentor, la coach care au făcut niște declicuri și au făcut niște realizări extraordinar de importante. La fel, poți să te uiți, mai deschid o paranteză care pentru noi e foarte importantă, la călugări, preoți de-ai noștri, adică avem niște oameni semnificativi în ortodoxie care au multe de spus, că la fel de importantă ca meditația este și rugăciunea, că rugăciunea e o altă formă de meditație. Sigur. Pe care oamenii, românii noștri o făceau pentru că erau creștini ortodoxi și o făceau, nu era meditație, exact. Era rugăciunea, iar în acel moment de rugăciune omul se desprindea, lăsa la o parte tot ce a fost peste zi, mulțumea, iată, adică recunoștința pe care o recomandă toți, absolut toți autorii de... Noi învățăm acum să fim recunoscători. Noi învățăm să fim recunoscători când, Dumnezeu, dar când ziceam îngerașul sau tatăl nostru că ne punea bunica, ce era? Era un fel de mulțumesc, Doamne, pentru ziua de azi, mă cu liniștit, mă las în voia ta, Doamne, că tu știi mai bine ca mine și mâine mă scol și eu de la început cu zâmbetul pe buze. De ce? Pentru că știu că am un suport, adică sunt conectat. Exact. Sunt conectat la ce? La ceva mai mare ca mine, care are grijă de mine, care știe mai bine ca mine, nu-mi bat eu capul. Acum lumea își bate capul prea mult, se desprinde de fapt de lucruri semnificative și exact cum spuneai, trăiesc în trecut cu nostalgiile de rigoale, cu așa, sau într-un viitor plin de variante și potențialități care habar n-ai cum vor fi. Pentru că nu depind decât de starea ta. Adică dacă ar și fi să ne... sunt create, da. Sunt create din perspectiva trecutului. Trecutului. Da, nu sunt create din, din altă sursă. Exact. Și pentru că toate până... fricile da, trecutului. Pentru că până la urmă, e o discuție infinită asta cu azi și acum. Pentru că e ușor dacă, să zicem, noi ne-am ocupat de fenomenul ăsta și l-am studiat și am făcut diverse practici care ne-a dus în această conversație în care ne înțelegem momentul foarte bine, dar alții se pot zice, ce vor doamnele astea să zic, adică care, când eu nu mai pot, vin facturile peste mine, tata are COVID, copilul face școala online, eu nu mai am bani, criză economică, nu știu ce, da, ok, dar dacă te uiți la bunici, au fost în războiul mondial, dacă te uiți mai înapoi, a fost o ciumă, dacă te uiți mai înapoi, au fost... În toate epocile istoric vorbind, au fost niște nenorociri, niște calamități prin care oamenii au parcurs. Cum? Cum au parcurs ei? Cine a rămas în viață? Cine au fost supraviețuitorii? Cei care au avut niște valori morale, cei care au avut un echilibru interior și care au transces, adică, cum să zic, nu mă opun valului, adică vine acum valul ăsta, mamă, eu mă apuc și mă lupt, aoleo, am eu idei, am nu știu ce. Nu, domne, n-ai cum să te lupți tu cu valul, oricât ai fi tu de șmecher, oricât ai fi tu de, nu dau nume, n-are rost să te lupți cu valul. Ideea este să stai puțin, să vezi tu starea ta, sinele tău, cât este de pregătit să transceadă, adică exact. Transparent mă duc prin. Da. Pentru că în aceste stări de meditație lucrurile încep să-și piardă din importanță. Așa este și ești din această atitudine de a te lupta. Exact. Dacă te lupți, ești într-un conflict interior da. Permanent. E conflictul tău, nu da. Știe nimeni. Da. Sigur că îl poți împărtăși, că lumea împărtășește numai conflict. Sigur. Dar ar putea împărtăși numai meditație. Ar putea împărtăși numai prezent. Da. Uite, eu, de exemplu, de fiecare dată când sunt la această masă cu invitații, mă bucur de acest eye contact prin care mă simt atât de legată de persoană, adică mă simt parcă e așa un flow, știi? Da. Cum joci
ping-pong cu mingea pe masă, cum s-ar spune. Așa iar este. Chestia asta aduce o bucurie reală, adică depinde cu cine te conectezi și în ce scop. Noi ne conectăm, începe să ruleze ceva frumos, la fel. Te conectezi cu o veste proastă, te uiți la nu știu ce știri, te conectezi cu energia lor, te duci pe valul ăla. De-aia e important să practici prezența prin a conștientiza, uite, stau acum pe scaunul ăsta, sunt bine, aici e cald, adică mă bucur de ce am acum. Mă uit în ochii cuiva, am un interlocutor, adică mă bucur de minunea de a face ceva acum. Și da. Chestia asta îmi umple atât de mult clipa și ziua, încât după ce tu vei pleca, cum spuneai, efectele întâlnirilor, care pot fi, chiar dacă vorbim, e ca o meditație dinamică, da, i-aș da, zice, da. Între noi două acum, da. Rămâi cu o stare de bine. Da, așa este. Este foarte important de fiecare dată când intri într-o situație nu tocmai favorabilă. Știi, eu mi aleg cuvintele că mi-ar fi foarte ușor să vorbesc despre ghinion, spre exemplu. Da, da. Dar pentru mine, din punctul meu de vedere, nu există ghinion. Acel moment este doar consecința unor decizii pe care eu le-am luat și atunci prefer să mă gândesc la deciziile pe care le-am luat, să schimb și apoi să beneficiez de alte consecințe ale deciziilor mele noi. Și aleg de fiecare dată când se întâmplă o situație mai puțin bună, aleg să nu mă lupt cu ea. Pentru că dacă mă lupt cu ea, nu fac decât să-mi epuizez energia într-un mod inutil, nefolositor, nu rezolv nimic, nu beneficiez de nimic, doar mă obosesc și atât. Și atunci, primul pas către rezolvarea unei situații nefavorabile este acceptare. Acceptare, detașare și acțiune. Pentru că dacă nu te detașezi emoțional și continui să te învinovățești și să învinovățești și pe alții, să te consideri victimă și așa mai departe, să fii plin de frustrări și resentimente, iarăși nu ai energie suficientă ca să rezolvi situația respectivă și te epuizezi. Și atunci, știu că nu este ușor să intri într-o stare de acceptare, mai ales când se întâmplă ceva personal dureros, chiar la nivel fizic, da? La nivel corpului. Însă, prin exercițiu, prin meditație, poți să eliberezi mai întâi energia stagnantă, energia care este înmagazinată, este captivă în celulele tale, pentru că și emoțiile sunt energii. Și neuroștiințele, epigenetica, demonstrează că această emoție, energia acestei emoții rămâne captivă în celule. Și prin meditație, practic, celulele, îmi place câteodată să spun, se desfundă. Adică eliberează această energie de vibrație joasă și este încărcată celula cu o energie de vibrație înaltă. Ce înseamnă asta? Corpul tău nu mai este atât de plin de reziduri energetice. Eu așa le spun. Reziduri energetice. Și pe măsură ce tu te eliberezi de acestea, devii mai liniștit. După meditație, observ că ești mult mai relaxat, mult mai liniștit, mult mai bine cu tine. Și ți este mult mai ușor să accepți ceea ce până atunci nici măcar nu te gândeai că poți accepta. Și anume că, da, e posibil să trăiești o situație poate dramatică. Dar, vezi, eu nu mai am aceste cuvinte în vocabular. Mă raportez la ele pentru că le-am folosit și eu cândva. Însă acum știu că nimic nu este întâmplător și totul se poate transforma, totul se poate schimba la nivel personal, individual. Ceea ce mă privește, experiențe, practic. Da. E o experiență, adică nu putem trăi tot timpul numai în experiențe care ne convin sau care ne plac. Într-un fel sau altul, la nivelul meditației și la nivel universal, nici nu există bine sau rău, exact. O întâmplare benefică sau o întâmplare nebenefică, o pierdere sau un câștig. Sunt pur și simplu, e un circuit, așa cum bate inima up and down, sus și jos. Adică când e linie dreaptă, e mort. Numai rău sau numai bine nu există. Tot timpul e și ceva bine și ceva rău. E un joc în grafic, astfel încât să fim vii și să fim joacă, în viață, efectiv. Și putem observa astfel că fiecare provocare de genul acesta este un motiv și un prilej de a trece la nivelul următor, de a mai urca o treaptă, de a te reconstrui, de a
aduce o contribuție în viața ta sau în viața celorlalți. Vorbim de metabolism. Vezi, oamenii care meditează, oamenii care sunt stăpâni pe emoțiile lor, oamenii care au cam încheiat cu grijile și cu fricile, sigur că nu definitiv, că suntem oameni, adică e vorba de grade și de proporții, însă în linii mari te-ai abandonat unei credințe, unei universului, adică te simți confortabil în viață, efectiv, ți se pare natural tot ce se întâmplă, acești oameni nu se mai îmbolnăvesc. Da. Acești oameni nu au probleme de sănătate. Acești oameni, dacă au o problemă de sănătate, știu cum să o abordeze, pentru că fiecare problemă de sănătate are o cauză emoțională. Exact. Nu există o boală care să năvălească peste tine așa din senin. Undeva ai greșit, n-ai înțeles, adică ai primit niște semnale, ai primit niște informații, adică chiar și acum cu pandemia ai primit niște reguli, ai primit niște ghiduri de folosință a străzii, a mașinii, a traficului, a întâlnirii cu alți oameni. Adică respecti acele reguli, te supui situației care e critice, da? Îți iei măsurile de rigoare, după care mergi liniștit. Adică unde sunt regulile, respecti, unde e spațiul liber, bați mingea, unde e, adică, nu știu cum să spun, nu e... Iarăși ne întoarcem la cuvinte. Cu cât folosești cuvinte și cu cât te focusezi pe evenimente, întâmplări, alegi așa, percepțiile tale creează un univers de panică, un univers de netrăit, de neacceptat. Așa este. În momentul în care pur și simplu accesi, băi, asta e situația, uite, s-a luat curentul. Dom'le, s-a luat curentul, hai să căutăm o lumânare. N-am o lumânare, mă duc la vecinul. Exact. Poate am o lanternă. Da. Mă uit câtă baterie mai am în telefon, fugă mașină și mi-l pun la încărcat. Adică, da, imediat... există soluții. Asta vreau să spun, nu e... De-aia e bine să ne defocusăm de pe cuvintele care acestea aduc alt gen de trăiri și să pronunțăm numai cuvinte care aduc beneficii, care aduc lumină, care aduc bucurie. Dacă ai norocul să ai și o voce așa plăcută ca a ta, da, sigur că îi atragi pe toți în acea meditație și oamenii se relaxează, așa se simt este bine, se simt iubiți, se simt importanți, se simt împreună, acest exact togetherness care și nu prea... Și apoi duc mai departe această stare, da, și în casele lor, în familiile lor, pentru că se schimbă obiceiurile lor, se schimbă atitudinea lor față de viață, față de percepția lor asupra vieții, față de cum trăiesc ei zi de zi. Pentru da, că înțeleg... Crește imunitatea, efectiv. Da, 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 efectiv crește imunitatea. De ce? Procesul chimic, da? Al corpului, al organismului. Doar prin simpla oxigenare a celulelor. Se numește, mă scuzi, mă uit, da, ciclul aerobic, da? Acela în care oxigenul este ars de celulă prin operațiile metabolice, da? Asta înseamnă un plus în ceea ce privește starea de imunitate. Categoric. Nemai vorbind, iarăși mai revenim la acea alcalinitate și aciditate, care e dată iarăși de gândurile și manifestările pe care le avem. Sigur. Iar imunitatea psihologică se știe, am mai avut și alte emisiuni, este strâns conectată de imunitatea organismului, pentru că chimia fericirii, adică, de exemplu, dacă eu mă relaxez acum și sunt inundată de serotonină și nu știu ce, începe chimia corpului să producă hormonei fericirii și atunci încep deja să fiu invadată de alte... Informația care se duce la celulă este o informație care mă întărește, exact, nu mă slăbește. Cum se întâmplă în cazul noradrenalinei. Când se eliberează mai multă noradrenalină, este mai mult acid lactic în corp și atunci organismul este epuizat, este ars pe interior din cauza acestei eliberări hormonale în situații de stres, în situații de panică, în anxietate. Motiv pentru care, iarăși, revin către meditație, mă întorc către meditație pentru că este dovedit științific că starea meditativă, care, așa cum tu foarte bine ai menționat încă de la început, nu înseamnă doar să stai în poziția lotus, în asana lotus, să meditezi și să... și să știi, am primit foarte multe întrebări cu privire la postură, la asana.
e obligatoriu să stau în lotus sau pot să stau întinsă în pat. Da, uite, poți să stai și întinsă. O singură condiție este să fie spatele drept, adică să nu ai pernă. De ce? Pentru că pe coloana vertebrală, stânga-dreapta, față-spate, sunt foarte multe canale energetice, sunt meridianele prin care curge energia în corpul nostru. Sunt 72.000 de centri energetici pe care corpul nostru îi hrănește în continuu cu energie. De unde vine această energie dacă tu nu meditezi? Pentru că prin meditație, chakrele, care sunt acele vortexuri energetice care mențin echilibrul energetic al fiecărui organ, nu mai sunt prin blocate. Meditație, da, nu mai sunt blocate. Prin meditație se umplu și se cu lumină. Se dinamizează. Da, de mie fapt. Îmi place să spun lumină divină pură. Este o expresie. Da, e sintagma ta. Da. Și atunci se deschid. Și dacă se deschid și se dinamizează, se activează și funcționează la parametrii normali, toate organele din zona guvernată de fiecare chakra se încarcă cu lumină. Ce înseamnă lumină? De fapt înseamnă și oxigen, înseamnă prană. Prana este această substanță a vieții care există peste tot, în mediul în care noi trăim și este nevoie să ne conectăm la ea doar prin intenție. Da, așa e, dar vezi, până și cuvântul intenție, trebuie să-l simți și să-l trăiești de plin. Pentru că dacă mergi cu intenție, știi, adică intenția începe să se vadă din postură, din privire, din... E așa ca și când e un greb, așa, parcă muși din pământ sau parcă... E intenția mea de a, ca ai spus la un moment dat, acțiune, de a trece la acțiune, pentru că meditația chiar și cea statică, am trecut la meditație, deci am trecut la o acțiune. Exact. Nu e doar teoretizare, adică da... Teoretism, meditația e bună, da, mă, meditația e bună, e ca și când am făcut-o. Nu e chiar așa. Adică acordă acele 20 de minute și eu, când țineam ateliere, eu, din păcate, nu mă adaptez încă la online. De asta cumva sunt așa invidioasă în sensul pozitiv pe tine și pe alte persoane care reușesc să-și facă o comunitate, să o mențină în mediul online, pentru că eu reușeam foarte bine în live, adică când întâlneam și făceam meditație cu fetele și făceam tot felul de ritualuri și făceam de evenimente comune live, adică eu mă simțeam ca peștele în apă în întâlniri reale. Da. Încă nu n-am dezvoltat aceste abilități și în online, însă am foarte multe experiențe pe care le-am, parcă erau așa, parcă mi se dictau, parcă îmi veneau, apropo de cum să fac persoanele din jurul meu să aibă parte de o experiență cât mai semnificativă. Și inventat tot felul de idei, ca și când ar trage aer prin două paie care se duc până sus și cream tot felul de respirații extrem de fine, extrem de diferite, pentru că, vezi, e suficient să ai intenția de a respira prin două paie și deja se întâmplă. Exact. Pentru că... E de a respira da. Lumină divină pură și deja se întâmplă. Exact. Deci intenția se întâmplă. Da, pentru că creierul nu face diferența între realitate și imaginație. Asta e punctul în care oamenii ar trebui să înțeleagă că e posibil orice. Mintea nu diferențiază realitatea asta de cealaltă. Visezi, ai senzația că e real. Te trezești, ai senzația că e real. Meditezi, ai senzația că e real. De ce? Pentru că mintea nu face nicio diferență. Iar mintea e centrul percepțiilor tale. Sigur, sigur. Acum trebuie să ne gândim și la inimă, pentru că până la urmă, după ce începi și meditezi și intri cumva într-o legătură cu sinele tău, încep să fii conectat și la inimă. Și ăsta e un nivel la care e bine să ne gândim toți să trăim, pentru că de la nivelul inimii comunicăm cel mai bine. De la nivelul inimii nici nu mai trebuie să vorbim și ne vin lacrimile în ochi de bucurie, de fericire a reîntâlnirii, de faptul că putem împărtăși ceva. Așa este, așa este. Și știi, am trecut prin diferite etape ale conștientizărilor și chiar revoluției mele, și ca ghid, să zicem, terapeut, dar și personal. Și m-am trezit la un moment dat spunând că eu mă lupt cu mintea mea ca să o disciplinez
și să gândesc pozitiv. Și atunci mi-am dat seama că, ok, stai puțin, eu mă lupt cu cine mă lupt? Da. Pe mintea mea este dușmanul meu? Cum să fi, cum, deci cum să ce, mă lupt cum cu să ceva mă lupt din cu, mine? Da. Da. Și atunci am schimbat imediat cuvintele și am ales să fiu în armonie cu mintea și cu inima și cu sufletul și cu sinele meu și s-a schimbat totul. Imediat. Da, da. Pentru că, repet, atunci când ești în luptă, uneori pierzi, uneori câștigi, dar cu siguranță ești mereu în conflict. Așa e. Bine, de fapt, dacă ne uităm la războaie, niciodată n-a fost cineva câștigător. În război au fost numai pierderi, de fapt. Da. De-aia, când ne uităm la război, ar trebui să înțelegem și conflictele interioare. Da. Se pierde și foarte multă energie. Categoric. A aduce pace în tine e o formă de a aduce pace pe pământ. Și cred că mulți își caută menirea acum. Cred că menirea fiecăruia e să aducă pace în sine pentru a da înapoi în circuit pace. Pentru că dacă eu respir lumină, expir lumină. Exact. Și cel mai bun mod și potrivit mod de a aduce pace în interiorul tău este iertarea. Iertarea de sine. Și începi cu iertarea ta. Iertarea pentru tine. N-ai cum să îl ierți pe celălalt dacă tu nu știi ce înseamnă iertarea. Dacă tu în continuare te critici, te judeci, te cerți, te autopedepsești, te autosabotezi și trăiești într-un continuu stres interior în legătură cu faptele tale, cu gândurile tale, cu emoțiile tale, n-ai cum să-l ierți pe celălalt. Și iertarea, până și iertarea, nu doar iubirea, începe de la tine. Și iertarea începe de la tine. Chiar astăzi am primit un mesaj de la cineva care îmi spunea că nu poate să ierte. Cum să ierte pe cineva care a produs atât de mult rău? Ok, înainte de a te uita către celălalt, mai bine uită-te către tine și iartă-te pe tine. Pentru că cea mai mare învinovățire ți-o aduci ție pentru că ți-ai permis, ți-ai dat voie să fii în situația aceea. N-ai văzut că există semne ale acelei tragedii și așa mai departe. Și atunci e nevoie să pornești de la tine. Da, cred că pentru iertare trebuie să facem o emisiune întreagă, pentru că iertare e un concept extrem de greu de înțeles. Da. Dacă noi oamenii am trăit în acest concept de iertare și acceptare, practic nu s-ar mai întâmpla nimic rău exact. Și grav în jurul nostru. Nu vezi că sentimentul de separare e din ce în ce mai grav, tocmai din faptul că oamenii nu pot ierta lucruri mărunte, nu mai vorbim de lucruri mari, adică crime sau mai știu ce, furturi, nenorociri de viață. Nu, oamenii nu pot ierta un cuvânt. Toată viața ei vorbi frumos cuiva și a intrat odată nervos, ai tras un jurătură. Ce? Un jurătură rămâne. Da. Adică cumva, din tot ce reprezint eu pentru tine și toate experiențele noastre comune, odată, nu știu, ți-am închis telefonul, aia rămâne, amintirea aia rămâne. De ce? Pentru că ne caracterizează această percepție a neiertării. Da. Suntem obișnuiți să reacționăm imediat versus să iertăm și să pricepem că toate aceste evenimente greu de iertat vin pentru noi în viața noastră ca să ne îmbunătățească abilitatea de a fi umani. Exact. Pentru că până la urmă, dacă tu intri în pielea celuilalt, uite, să zicem, eu nu pot să iert un mare dușman al meu care mi-a făcut un rău, dar dacă eu ies acum din corpul meu și mă pun în corpul lui, care el are cu totul alte percepții, alt instrumentar, alt vocabular, alt trecut, păi ăla atâta poate să proceseze în raport cu mine. Adică, cum să zic, un câine care a primit numai șuturi în burtă de la oameni și toată viața a fost scuipat, bătut, păi ăla când o să vadă un om, ce o să facă? O să-l latre și o să muște. Bineînțeles. Așa? Și noi, înainte să acuzăm, trebuie să te gândești că și chiar în fața unui atacator, iertarea e mai bună decât răspunsul la atac. Da, și nu poți să știi ce e în pielea celuilalt. Exact. Nu știi omul ăla din ce război interior sau exterior vine. Unul care vine și bagă cuțitul în tine, cineva tocmai omoră copilul. Adică e ghinionul tău. Dacă ai scăpat cu viața în urma acelui cuțit, nu-ți dedica viața să-ți omori pe ăla care a băgat cuțitul în tine. Da, știi ce aș zice? Că nici măcar nu este ghinionul tău. Până la urmă, la nivel subtil și la nivel de suflet, aceasta este o alegere. Alegerea de a fi victimă. Și atunci tu îți creezi contexte... Situații de victimă. De victimă. Da, deci da. Conceptele dau dintr-unul într-altul. Da. Neiertarea te face tot timpul să fii o victimă a propriei tale vieți. Da. Toată viața vorbești în termen de ghinion, de victimă, de ce eu, vai mie, aoleu, nu știu ce... Pentru că o să
ai o stare care va atrage mereu chestii pe frecvența aia, că astea sunt de fapt frecvențele. Ești exact pe frecvența supărării, neiertării, agresivității, o să întâlnești. E ca și cum te-ai dus la raftul cu mere. Păi acolo numai mere să vezi. Du-te la raftul cu orez, o să vezi numai orez. Da, așa sau este. Poți să te ridici și să vezi tot supermarketul, să alegi, sau toată piața, ca să zicem ceva mai natural. Da? Da, da. O să vezi o piață plină de emoții colorate și frumoase și de toate și tu alegi și îți compui ca un regizor filmulețul. Așa este, totul funcționează în această lume, în acest univers, pe baza frecvenței vibraționale. Și atunci tu nu poți să trăiești în suferință, în frustrare, furie, revoltă, în invidie, în ură și să vrei să fii fericit. Este imposibil. Da, chiar și aspirația căutării fericirii e imposibilă în această stare. Și fericirea sunt programe limitative, conform cărora fericirea este doar o clipă, fericirea nu durează, este efemeră și așa mai departe. Acestea sunt doar programe mentale limitative ale celor care sunt obișnuiți să trăiască în programele acestea de suferință, de autosabotare, de autopedepsire, de renunțare la sine. Știi că există foarte multe persoane care fac foarte mari sacrificii pentru ca celorlalți să le fie bine, se consideră persoane bune, dar ghinioniste. Tot timpul sunt, eu știu, victimele celorlalți, oricâte eforturi ar face pentru ceilalți. Da, pentru că energia pe care tu o ai, o dăruiești, este aceea sacrificiului. Și așa e condiționată, cumva zice, pentru că foarte mulți oameni fac bine cu gândul că binele li se va întoarce. Da. E foarte, intenția din care faci binele e foarte importantă. Sigur. Una e să faci bine pentru că efectiv îmi doresc să fac bine și n-am nicio așteptare. Eu îți fac ție bine și tu mă scuip, nu mă mai salut, nu mă bagi în seamă. E alegerea ta. Eu rămân în starea mea bună pentru că atunci când eu am făcut binele, eu m-am bucurat de binele care le-am făcut eu. Cui, ție, oricui, nici nu mai contează. Exact. Ai înțeles? Acum o să stau frustrat. Uite bă, cât bine am făcut eu lui ăla și uite, nici nu mă mai bag în seamă. Nici nu mai răspunde la mesaje. Exact. Sau mai știu eu ce. Tu ai făcut acel bine așteptând recompensa. Da. Așteptând. Și atunci iarăși nefericire. Da. De-aia când faci, fă, domne, pentru că te bucură a face bine. Și punct. Adică că tu te bucuri de bine, ăla e treaba ta, că nu te bucuri. Dar nu faci din energia asta sacrificiul. Lasă, e ca o investiție. Adică sunt om de afaceri. Lasă, pun semințe colo, 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 că sigur mi se întoarce mie. Îi fac lui ăla un bine, lui ăla un bine și am bancă de relații. Când îi sunt pe toți, mamă, stau așa din la plajă și bine. Universul nu funcționează. Așa, ci funcționează la un nivel mult mai subtil pe baza frecvenței vibraționale, da, a intenției da. Tale, pentru că la baza tot ceea ce există în acest univers este intenția, chiar și crearea lui a fost bazată pe intenția toate creatorii de a exista tot ceea ce există și apoi a fost cuvântul. Deci mai întâi este intenția, apoi este cuvântul. Că noi percepem la început a fost cuvântul. De ce? Pentru că pe acela îl percepe mintea noastră. Îl percepem noi, da, este fizic, este o formă materială, a intenției. Și de aceea, intenția și cuvântul sunt foarte importante, ele ne creează viața. Gândește-te la impactul acestor cuvinte asupra vieții noastre. De câte ori ai spus, nu știu, că ți este rău sau că nu ai anumite calități sau că nu poți să faci ceva, de atâtea ori s-a întâmplat asta. Așa e. Da. Și cu cât ai mai multă cunoaștere, pentru că noi toți suntem preocupați și de altele, mă uit și la tine cât ai făcut, mă uit și la mine cât am făcut, mă uit la toți oamenii care fac pentru ei, pentru a da celorlalți, adică, nu știu, ai cunoștințe și de astrologie și coloanele destinului și de numerologie și de nu mai știu ce, toți citim, eu acum, de exemplu, am ca invitați foarte mulți nutriționiști și m-am făcut și la un moment dat, am început un curs de nutriție și mi se pare extraordinar de importantă fiecare cunoștință. Se face un matching între informații și încep să văd cum funcționează organismul, încep să mă văd pe dinăuntru, încep să văd, știi, la început spuneam și eu de legătura dintre creier și intestin, că stomacul și intestinul și cumva arată cam la fel cu circumvoluțiunile alea. E, acum de când vorbesc cu atât de mulți nutriționiști, chiar încep să înțeleg, adică mă duc mai deep în subiect și chiar îmi dau seama cât de conectate sunt în noi anumite sisteme și
ce uzină fantastică! Fantastică, într-adevăr! Creația umană e o uzină fantastică. Da. Și dacă noi am respecta-o, ce înseamnă a respecta-o? A nu o invada și a nu o batjocori cu lucruri care sunt nesemnificative și cu lucruri care înseamnă doar plăceri, cu lucruri care înseamnă doar, pur și simplu, mă las furat de ce face turma acum, mă las, nu știu cum să zic, adică fără liber arbitru și fără, înțelegi ce zic, atunci încep și îmi bat joc și atunci încep să și plătesc. De aceea unii rămân mai sănătoși, mai tineri și frumoși, unii încep să se degradeze, încep de ce? Pentru că se duc, exact cum vorbeam mai devreme, după frecvența pe care se află. Și revenind la meditație, nu trebuie să meargă nimeni până în India, nu trebuie să le fie dor de Bali, că se poate medita foarte bine și cu Gena pe Facebook și cu programele și se poate medita și singur, adică există cărți care te învață. Sigur, doar să ai această intenție. Doar să ai această intenție și să dorești să te oprești din caruselul gândurilor și din caruselul ăsta de a te duce pe coada răului, care e totdeauna mult mai lungă decât coada binelui. Da, 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 așa este. Eu o să te mai invit să vorbim despre iertare, Gena. Știu că ești, am văzut că ești în multe emisiuni și peste tot și mă bucur pentru tine. Însă cred că pentru iertare vă mai trebuie să ne vedem atât să acordăm un episod întreg. Și acum, ținând cont că am început de la metabolism, să încheiem cu câteva vorbe ce mai ai tu de spus despre legătura asta între relaxarea interioară, pacea interioară și tot ce înseamnă metabolismul, adică baza, fundamentul sănătății noastre. Dacă mai ai vreo concluzie, sunt foarte multe studii științifice pe care le-am răsfoit astăzi pentru a fi pregătită pentru această emisiune. Sincer, nici nu știu la care să mă opresc acum, însă aș vrea să spun că toate, absolut toate aceste studii științifice au demonstrat că după meditație, indiferent că vorbim despre mindfulness sau un alt tip de meditație, creierul își îmbunătățește activitatea, chiar anumite zone ale creierului, cum ar fi cortexul, se îngroașă, motiv pentru care, iar cortexul frontal este centrul deciziilor, al gândirii rapide, al luării deciziilor și astfel, prin această îngroșare, de fapt, accesezi această energie și capacitatea de a lua decizii mult mai repede și cu mai multă claritate. De asemenea, centrii energetici ai creierului care se ocupă de compasiune, de emoție, de empatie, de emoție de vibrație înaltă, se dezvoltă prin meditație și având mai multă compasiune și empatie, starea de bine este mai mult timp prezentă. Da. Doamne ajută să fie de folos tuturor ceea ce am vorbit noi astăzi. Ție îți doresc un drum la fel de frumos ca cel pe care ești acum. Prezentul până la urmă te recomandă mai mult decât, adică momentul de azi pentru tine e momentul cel mai bun. Așa este. Și la fel și vouă, dragilor, vă doresc să încheiați seara în modul cel mai plăcut, eventual cu o meditație dacă v-am făcut poftă. Dacă nu, cu ce credeți voi că vă faceți să vă simțiți bine, relaxați, cât mai aproape de o stare de pace interioară, recunoștință și mulțumire cu ceea ce avem. Să aveți o seară plăcută și să rămâneți pe Hello Sănătate TV în fiecare zi pentru articole, advertoriale și interviuri cu colegii mei și cu cei care scriu. Seară plăcută!